serios, strămoșesc, dorește de asemenea ca măcar o dată în viață să vin la punta, să se încine la mormântul lui Ștefan cel Mare. Această dorință sfântă care stăpânește și inimile majestăților voastre s-a împlinit astăzi. Ungerea de rege pe care ați primit-o după datina românească temeluită pe cuvântul Sfintei Scripturi rămâne potrivit învățăturii bisericii ca o pecete care nu se poate șterge niciodată, asemenea pecetii pe care o primim în Sfânta Taina Botezului. Darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi, că este la înapoi să facă cuvântul nostru românesc, vă mulțumesc din tot sufletul pentru această pădure care mi-a arătat după atâția ani de vinuri.